viața lui Iosef Radetzky, unul dintre cei mai mari comandanți militari ai Austriei, a fost marcată de multe experiențe. Pe când era foarte tânăr, a luptat în Italia împotriva lui Napoleon. Apoi, în 1809, a fost numit mareșal pe câmpul de luptă. Se spune că soldații lui îl numeau Tata Radetzky. Aceștia îl iubeau mult și îl considerau de neînvins. Când Austria a fost implicată într-o criză militară, Radetzky a fost chemat la datorie, pensionat fiind, ca să conducă armata. A obținut victorii de neuitat, uimitorul comandant care avea peste 80 de ani. În onoarea lui, Johann Strauss i-a dedicat un marș. Copil precoce, Carl Maria von Weber era un pianist.